zice Domnul hotărât, am clip aceasta să stau la sfat cu voi, zice Domnul. Deschis am cerul, semina lobet naie, pentru că sunt în cercetarea voastră, zice Domnul. Mă plimb de la inimă la inimă, semina gobet naie, am lăsat Duhul meu cel sfânt, semina gobet nadia, semina lobelaie, care, zice Domnul, lucrează în inimile sincere, în inima pe care am găsit-o, zice Domnul, cu dorință de a lucra și a ridica, pentru că sunt în mijlocul vostru, da, zice Domnul, inimi zdrobite și amenagobet naet, suflete care are nevoie de ridicare și vreau, zice Domnul, să vă apropiați la altar sincer, pentru că în jurul vostru cel rău dă târcoale, caută zi de zi, zice Domnul, să aducă cât mai multă negură și nestatornicie, caută tot mai mult, zice Domnul, semenea lobet naiet, să aducă în pericol viața celor care în vreme ca aceasta, elobeladia și amenagobet naiet, le-am dăruit-o în dar și am hotărât, zice Domnul, să lucrez în mijlocul celor care mă cheamă din toată inima. Da, elobeladia și amenagobet naiet, peste unii a cuprins frica, zice Domnul, depresia și stările în care văd că nu mai pot, zamenagobet naiet, face nimic în vremea aceasta. O, poporul meu, de aceea, zice Domnul, v-am strâns la altar și zi de zi întăresc semenagobet naiet și vreau să strângem undele proaspăt în candela voastră, pentru că chiar de acum și de aici, zice Domnul, semenagobet nadia și amenagobet naiet, deschideți inima larg, sfințește-te, zice Domnul, și strânge cuvântul meu, strânge, zice Domnul, ceea ce în vreme ca aceasta poți face, pentru că în jurul vostru toate se vor termina. Elobeladias, da, zice Domnul, dar celor smeriți eu le dau alr, îi ridic în vremea aceasta și de aceea am coborât de la înălțime. Să vă întăresc, zice Domnul, să ridic șemenea lobetladia și să vă aduc vestea bună, pentru că sunt în mijlocul vostru, n-am să vă părăsesc, zice Domnul, chiar dacă oamenii promit multe și la necaz când este nevoie, nu mai este nimeni lângă tine, zice Domnul, Elio șabrode glandios amena gobetnaiet. Eu am hotărât, zice Domnul, ca și în dimineața aceasta să aduc izbăvire și alobet naiet. Da, mă opresc în dreptul unor corturi, zice Domnul, unde suferința este mare, zice Domnul, unde cel rău a făcut mari spărturi și abrode glandios semina gobet naiet. Și vreau, zice Domnul, să împrejmuiesc și să îngrădesc multe corturi, pentru că mulți stau, zice Domnul, la încrucișări de drumuri, mulți nu mai știu cum să-ți câștige pâinea, asemenea lobet naiet, pentru că oamenii fără de legi lasă legi de la o zi la alta, care se constrâng împotriva copiilor mei, zice Domnul, de pe rotogolul pământului, asemenea lobet naiet. De aceea, zice Domnul, nu dați înapoi, sfințiți-vă și stați tot mai mult în părtășie, pentru că este nevoie de o vorbă bună, de un sfat, zice Domnul, și în urmă acestor lucruri pe care zice Domnul prin Duhul Sfânt, oamenii care sunt zalobet naiet în vremea aceasta și au putere și autoritate până într-un loc, zice Domnul, da, mulți au căzut sub jugul acesta robiei, mulți au căzut în plasa aceasta, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, în care s-au pripit și au făcut lucruri, zice Domnul, elobet ladia și amenagobet naet în pripă, o, poporul meu, rabdă, sfințește-te și ai în vedere, zice Domnul, că eu am hotărât și ziua și alobet naet, să dau izbăvire și protecție poporului meu și copiilor, copiilor voștri, zice Domnul, semenea gobet naie. De aceea eu vreau ca să las ungere sfântă, vreau, zice Domnul, semenea gobet naie, să vă port de grijă, chiar dacă în vremea aceasta cel rău caută stabro de glandia, să pună stevilar peste stevilar,
barieră după barieră, zice Domnul. Rămâneți în vremea aceasta în unitate și în forma. Mare îți va fi bucuria, zice Domnul, pentru că vine vremea și vei spune: s-a meritat că nu m-am pătat, s-a meritat că nu m-am murdărit, s-a lovit naiet. Și vine vremea când vă voi da putere și ridicare, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Amin.